Secția de primiri urgențe de la Călange aparține de Spitalul Județean de Urgență Deva nu poate funcționa din cauza că nu sunt medici. UBU-Călan s-a închis astfel în data de 17 octombrie, iar de atunci urgențele ajung fie la spitalul din Hunedoara, fie la cel din Deva. Managerul Spitalului Județean, Emil Stoica, spune că ar fi șanse de redeschidere a acestei secții, dar doar dacă vor veni medici de la alte spitale din județ care să asigure gărzile. Singura soluție identificată de către conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva pentru ca secția de primiri urgențe Călan să fie redeschisă și să funcționeze este aceea de a face front comun cu alte spitale din județ. Mai exact, dacă se vor găsi medici cu această specializare de urgență care să poată asigura gărzile, respectiv în zilele de weekend și nopțile, atunci această secție va putea fi redeschisă. Am anunțat primăria de la Călan, am spus că din 17 nu mai putem să susținem activitatea. Am mai făcut o adresă și înainte am mai vorbit cu managerii de la Hunedoara, dar acum am făcut o adresă dacă cumva pot să identifice și cineva să ne ajute, medici de urgență, să ne ajute să facem gardă la punctul de la UPU de acolo și atunci am putea teoretic să susținem punctul de lucru de la Călan. Am făcut adresa cu unor medici și de la Hunedoara, din exterior, poate din alte de la Hunedoara, de la Orăștie și de la Hațec. Și cu ai noștri am putea teoretic să menținem oarecum garda. Aia înseamnă sâmbătă, adică nopțile, sâmbătă și duminică. Altfel, singura modalitate cred că îi să Călanul să-și facă centru de permanență. Medicii oricum sunt acolo, se organizeze și atunci, pe lângă faptul că au program pe zi, o să aibă de la 3 până a doua zi un fel de linie de gardă sau, mă rog, o asistență medicală în permanență acolo. Spitalul Județean se confruntă cu un deficit de medici specializați în medicina de urgență. Și deși au fost scoase la concurs posturi pentru medici de urgență, nu a avut niciun rezultat, acest domeniu fiind unul extrem de solicitat. În ultimul timp avem un deficit de 2 medici, unul a plecat la Hunedoara și unul s-a pensionat. Mai ținem încă un medic care e artificial, ținut care 70 de ani și încă îl mai ținem, fiindcă nu avem cu cine să ne desfășurăm activitatea. Vorbesc de UPU Deva, care e spital județean. Gândiți-vă că aceiași medici trebuie să facă gardă la Călan, în condițiile în care noi nu facem față la volumul de muncă de la Deva. Dar cum s-a ajuns în această situație? Păi ne-am scos posturile la concurs, nu a venit nimeni și medicii s-au pensionat. Unul s-a pensionat anul trecut și una a plecat prin concurs la Hunedoara, doctorița Mornea, și unul s-a pensionat el, dar l-a mai ținut, cum vă spun, are 70 de ani și încă îl mai țin cu contract, că nu am cu cine să lucrez. Potrivit managerului Spitalului Județean, problemele de la Călan au început odată cu debutul pandemiei, atunci când personalul de acolo a fost mutat la Deva, la fel ca și medicii de la UPU Ilia.